Deci, una este o împlinire fiziologică și modificarea trăsăturilor fiziologic, da? Și alta este dată de boală, împinsă de un exces de GH, în boală anumită acromegalie. Și este foarte important să se știe, dragi ascultători, să fiți atenți la această asprire a trăsăturilor feței, pentru că în afară de aceasta, ce poate să atragă atenția în acromegalie ar fi creșterea mâinilor, da? Creșterea numărului la pantofi sau dureri de cap, tulburări vizuale. Deci să nu neglijăm și aspectele minime care țin de aspectul fizic, ca să spun așa, și scuzați-mi, vă rog, repetiția. Deci dacă ne crește nasul, nu e vorba că spunem o minciună, s-ar putea să fie o problemă de sănătate. Da, dacă piramida nazală devine mai mare și mai significare ale trăsăturilor, este bine să ne împrietenim cu un endocrinolog să ne facă un bilanț.